Cu Erica am exemplificat până acum un program de începători pentru prima zi în sală. Acum am avansat puțin, am trecut la următoarea etapă în care ea deja are o săptămână, două în spate și vom introduce noi exerciții în așa fel încât dumneavoastră să vedeți o evoluție în timp a unui program adresat celor care se prezintă pentru prima oară la sală. În acest scop ne-am prezentat la sală cu intenția de a face prima zi de antrenament din săptămână, piept și spate, începem cu spatele, în care avem două exerciții, tracțiuni la scripete și ramat cu o gantără. Începem primul exercițiu, să le exemplificăm, alegem o greutate cu care ea poate să facă între 12 și 15 repetări, tracțiuni la scripete la piept. Acest exercițiu solicită musculatura spatelui, în special marele dorsal, contribuind la lățirea acestuia. Important este să nu vă lăsați foarte tare pe spate, pentru că veți ajunge să faceți ramat în loc de tracțiuni. De asemenea, este important să evitați să aveți priza prea largă pe bară, deoarece aceasta duce la scurtarea cursei mișcării. Al doilea exercițiu pe care l-am anunțat deja este ramat din aplecat cu o gantără și Erica a ales o greutate foarte mică pentru că este oarecum la început, chiar dacă avem două săptămâni vechime la sală și îl va efectua din șezând cu un genunchi și cu o palmă pe această bancă. Iarăși, ca de fiecare dată, cu o greutate cu care poate să efectueze între 12 și 15 repetări. Vom face 4 serii cu o pauză de 2 minute între ele. Avantajul major al acestui exercițiu este acela că permite cea mai lungă cursă a mișcării dintre toate exercițiile de ramat. În plus, din cauza sprijinului pe o bancă sau pe un scaun, realizat cu mâna opusă celei care lucrează, mijlocul este foarte bine protejat. În mod ideal, gantera trebuie ca pe măsură ce urcă să efectueze și o ușoară mișcare dinspre în față spre în spate. Alt aspect important de ținut minte este acela că nu trebuie să răsuciți excesiv trunchiul, în schimb umărul trebuie să aibă o mișcare cât mai amplă față de planul trunchiului, iar cotul să urce cât mai mult față de același plan. Am trecut la exercițiile pentru pectorali. Primul exercițiu, împins cu două gantere din culcat pe plan orizontal, 4 serii. 12-15 repetări, după care vom trece la același exercițiu efectuat pe un plan înclinat. Acest exercițiu se adresează părții inferioare a pieptului și este un exercițiu de bază pentru această zonă, alături de altele cum ar fi împinsul cu bară de pe plan orizontal, flotările la paralele și împinsul cu gantere de pe plan declinat. Trebuie să urmăriți executarea unei mișcări cât mai ample a coatelor față de planul trunchiului, adică să coborâm cât mai jos coatele. Ideal ar fi ca pe măsură ce ganterele urcă să descrie un arc de cerc, nu o linie dreaptă. Cei avansați care au ajuns să folosească greutăți mai mari, este bine să lucreze cu un partener care să-i ajute în caz de nevoie, deoarece au fost cazuri când, din cauza epuizării apărute la sfârșitul unei serii, nu au mai putut pune în siguranță ganterele pe sol. Așa cum v-am spus, al doilea exercițiu pentru pectorali din prima zi de antrenament al unei sportive care nu este chiar la primul antrenament este împins cu gantere pe plan înclinat. 4 serii,
ori 12-15 repetări, cu pauze de 2 minute între ele. Prin modificarea înclinării planului față de orizontală, efectul exercițiului este mai pronunțat asupra părții superioare a pieptului, comparativ cu varianta efectuată pe plan orizontal. Am terminat antrenamentul din această zi. Ca de obicei, după fiecare sesiune în sală, pe aparate sau cu gantere sau cu haltere, vom merge la exercițiile aerobice, așa cum spuneam, ce aveți la îndemână, înot, alergare, ciclism, bicicletă, afară sau în sală, n-are importanță, sau acasă. Pentru că Erica nu mai este la primul antrenament, am mărit de la 5 minute ședința de exercițiu aerobic la 10, să vedem dacă rezistă.